Scuze. Acolo, de ce? Așa. Nu vă grăbiți? Dă-mi, fă-mi și. Da. Vă rog. Spuneți-ne ce s-a hotărât. Spuneți-mi ce vă interesează. Primul rând ce ați discutat. Deci ca și ordine de zi au fost revocați din funcția de membri fondatori o serie de persoane, au fost revocate de fapt o serie de persoane fizice care în ultimii 3 ani nu s-au mai implicat în activitatea clubului, au fost desemnați ca și membri asociați de onoare a clubului, domnii Micu Ștefan, domnul Ciurea Gheorghe și domnul Marcel Lică, luându-se act de activitatea intensă a dumnealor în susținerea activității clubului și păstrarea acestui brand numit Farul Constanța. La ordinea 4 au fost aprobate solicitările de a deveni membri asociați cu drepturi de plin în cadrul asociației Club Sportiv Farul Constanța a Consiliului Județean, a domnului Stan Costinel și a domnului Marius Pușcace. Au fost aprobate, deci odată cu ratificarea acestor modificări a actului constitutiv și a statutului clubului de către instanța de drept, dânsii vor deveni membri cu drepturi depline. De altfel, dânsii au început în această calitate, în acest moment această calitate, dar care nu este opozabilă terților, ce poate face efectul numai în interiorul asociației. Astea au fost punctele de pe ordinea zi care cred că vă interesează cel mai mult. Puteți spune ce persoane și-au pierdut calitatea? Și-au pierdut calitatea o serie de persoane fizice. Doamna Frâncu, domnul Bedivan, domnul Leu, domnul Haci Garabet, deoarece la dânsul exista o situație de incompatibilitate fiind conducătorul altui club care activează la nivelul Ligii a doua din fotbalul românesc, e vorba de Fortuna Poiana Câmpinat, deține funcție de conducere și statutul federației nu îi permite să facă parte din două borduri de conducere a două asociații afiliate. Ăsta a fost motivul la domnul Hacigare. Aceste persoane și-au pierdut calitatea de membru în cadrul asociației. Ce înseamnă pentru PCFAR-ul faptul că CJC va fi membru asociat? Din punctul meu de vedere, înseamnă în primul rând obligații asumate. Pentru că nu te poți asocia cu o instituție publică fără să-ți asumi anumite obligații care odată respectate să vină să sprijine efortul comunității, că până la urmă este un efort al comunității, de să vii să susții efortul comunității pentru, parafrazând și nu vreau să spun pe cine, pentru a face lucrurile bine. Înseamnă și o implicare de vedere financiar a Consiliului Județean? Adică s-a discutat. Conform prevederilor legale, această susținere financiară s-ar fi putut face și fără implicarea directă a Consiliului Județean, a județului Constanța, mai bine spus, dar pe noi ne-a bucurat foarte mult că dânsii vor să se implice direct și activ în viața acestui club de tradiție din fotbalul românesc. Club care, vă spun, că încă atrage priviri, încă este un brand, chiar dacă, din păcate, trebuie să recunoaștem, la acest moment este un pic șifonat. Ce așteptări aveți? Așteptări ca împreună cu județul Constanța să putem demara un proiect ambițios, proiect care va fi depus la Consiliul Județean, proiect care, ca și titlul, dacă putem să-i spunem așa, se are o denumire generică. Constanța se pune în mișcare fotbal pentru sufletul Dobrogei, un proiect prin care încercăm să atragem cât mai mulți participanți activi în cadrul ramurii sportive fotbal, indiferent de vârstă, și totodată să reușim, prin calitatea spectacolului sportiv pe care dorim să-l prezentăm, cât mai mulți iubitori ai fotbalului și a sportului în general, în tribunele stadionului Farul. Implicarea CJC înseamnă și
modificări în structura de conducere a clubului în privința comitetului director? Comitetul director va avea o nouă structură. Va fi compus din domnul Nedelcu Laurențiu Geani, președinte, domnul Marian Diaconescu, membru, și încă neoficial, dacă pot spune așa, urmează să avem confirmarea scrisă, domnul Gabriel Lucian. Când se vor vedea efectele? Va fi, partea asta de sezon va fi una de tranziție pentru până la vară? Asta ne dorim, ca această parte de sezon rămasă din anul competițional 2014-2015 să devină o punte pentru ceea ce urmărim în viitor. Obiective destul de îndrăznețe trasate de către județul Constanța, cu finalitate se dorește cât mai rapidă, dar nu trebuie să cădem în cealaltă pantă, să găbim lucrurile și să nu reușim să le facem așa cum trebuie. Deci ca și finalitate, revenirea echipei FC Farul Constanța în primă eșală. S-a discutat, s-a vorbit despre posibilă venire a domnului Grigoraș din vară? Nu s-a discutat astăzi acest aspect. Sunt aspecte tehnice care vor fi dezbătute. Vor avea loc discuții cu domnul Grigoraș vis-a-vis de preluarea conducerii echipei din punct de vedere tehnic, atât cu nou sezon. Obiectiv, v-am spus, îndrăzneți accederea, dacă se poate, în primul an convențional 2015-2016, în primul eșalon. S-a luat act de faptul că vor retrograda 6 echipe din Liga 1 și va fi o luptă acerbă, fapt pentru care trebuie să ne organizăm de acum. Sunt foarte multe obligații pe care ni le-am asumat și unii și alții și sunt convins că le putem duce la îndeplinire. Mulțumesc! Mulțumim și noi!